Agenția de evaluare financiară Standard Poor's a confirmat ratingul României la nivelul BBB- minus cu perspectivă negativă. Potrivit unui comunicat de presă al agenției, în cazul în care viitorul guvern va lua rapid măsuri de consolidare fiscală, perspectiva ratingului s-ar putea îmbunătăți la stabilă. Agenția de rating Standard Poor's a menținut ratingul de țară al României la BBB-, ultimul recomandat investițiilor. Agenția avertizează însă și că ratingul de țară ar putea fi revizuit în sens negativ, în cazul în care dezechilibrele fiscale și cele externe se vor menține la un nivel ridicat o perioadă de timp mai îndelungată decât se așteaptă în prezent. În schimb, SP ar putea îmbunătăți perspectiva ratingului la stabilă, dacă noul guvern al României va lua rapid măsuri de consolidare fiscală. Estimăm că economia se va contracta cu 5,2% în 2020, iar deficitul fiscal va fi de 9,2%. În scenariul nostru de bază, ne așteptăm ca după alegerile parlamentare din decembrie, noul guvern să pună în aplicare eforturi credibile de consolidare pentru a stabiliza datoria publică la sub 60% din PIB. Se arată în previziunile oficialilor S&P în ceea ce privește România.